James Riddle sau Jimmy Hoffa, născut în 14 februarie 1913, dispărut pe 30 iulie 1975, declarat oficial decedat în 1982, a fost un sindicalist american. Jimmy Hoffa a deținut diferite funcții la International Brotherhood of Teamsters, o puternică confederație sindicală americană între 1932 și 1975, fiind președintele general în perioada 1958-1971. A jucat de asemenea un rol important în dezvoltarea acestei confederații sindicale, care în timpul președinției sale a devenit cea mai mare uniune sindicală nord-americană, ajungând la peste 1,5 milioane de membri. A fost condamnat pentru mită și fraudă în 1964, arestat în 1967 și condamnat la 13 ani de închisoare. Cu toate acestea, nu a demisionat din funcția de președinte al Teamsters decât în 1971. Demisia sa a făcut parte dintr-o înțelegere cu președintele Statelor Unite ale Americii de la acea vreme, Richard Nixon, înțelegere prin care Hoffa era scutit de pedeapsa cu închisoarea. Jimmy Hoffa a fost văzut pentru ultima dată în iulie 1975 la un restaurant din suburbiile Detroitului, numit Macius Red Fox. Jimmy Hoffa s-a născut în orășelul Brazil din statul american Indiana, părinții săi fiind imigranți de origine germană. Tatăl său, ce lucra la minele de cărbuni, moare în 1920, pe când Jimmy nu avea decât 7 ani. În 1924, familia se mută la Detroit, unde Hoffa va rămâne tot restul vieții. La 14 ani părăsește școala, fiind nevoit să accepte o slujbă pentru a-și putea întreține familia. Încă de tânăr, Hoffa se angajează în activitatea sindicală, dovedind reale aptitudini în acest domeniu, în contextul în care muncitorii erau foarte nemulțumiți de salarii și de condițiile de muncă ale vremii. În 1932 se înscrie la Teamsters. În 1936 se căsătorește și împreună cu consoarta sa duce o viață modestă în Detroit. Au împreună 2 copii, o fată și un băiat. Mai târziu, familia va avea o reședință de vară în orășelul Lake Orion din statul american Michigan. Confederația sindicală Teamsters a fost fondată în 1899, dar în 1933 avea numai 75.000 de membri. Hoffa intră în colaborare cu ceilalți lideri sindicali regionali și formează împreună un puternic grup sindical care, de la 170.000 de membri în 1936, ajunge la 420.000 în 1939, ca în perioada postbelică să depășească 1 milion de membri. Teamsters va include mai întâi camionagii și pompierii din zona vestului mijlociu, ca apoi să asistăm la extinderea acesteia pe întreg teritoriul nord-american și devine treptat una dintre cele mai puternice uniuni sindicale din Statele Unite, proces în care un rol primordial l-a jucat Hoffa. Hoffa n-a lucrat niciodată ca șofer de camion, cu toate acestea, el devine încă din 1946 președintele local 299 ai Teamsters. Avansează repede și ajunge liderul grupului Michigan Teamsters. Obține o scutire pentru serviciul militar, deși ne aflăm în perioada celui de-al doilea război mondial, și aceasta pe considerentul că activitatea sa sindicală era mai importantă decât participarea la război. În perioada anilor 30 și 40, Hoffa luptă pentru eliberarea Teamsters de influențele acaparatoare ale altor organizații, precum Congress of Industrial Organization și extinderea în întreaga regiune a Vestului Mijlociu. Prin 1952, aproximativ, Hoffa este ales vicepreședintele Uniunii International Brotherhood of Teamsters, IBT, și aceasta deoarece reușise să reprime o revoltă împotriva lui Dave Beck, președintele acestei organizații. IBT devine cea mai puternică uniune sindicală nord-americană și își mută sediul central de la Indianapolis la Washington, D.C.
Hoffa se deplasează în diverse zone, desfășurând o activitate intensă specifică noilor sale responsabilități. Ajunge chiar și în Israel, unde poartă discuții cu diversi reprezentanți sindicali. În 1957, președintele Teamsters, Dave Beck, este acuzat de fraudă, condamnat și este nevoit să-și dea demisia, astfel că în același an Hoffa preia conducerea Sindicatului Transportatorilor. Congresul Uniunii American Federation of Labor and Congress of Industrial Organization, care a avut loc în 1957 la Atlantic City, New Jersey, a votat în proporție de 5-1 eliminarea IBT din cadrul Confederației Sindicale, al cărei lider, George Meany, ține un discurs tranșant prin care exprimă ideea reacceptării IBT numai în cazul demisiei lui Jimmy Hoffa. Acesta nu a părut impresionat, deoarece era conștient de forța IBT, care aducea anual către Uniune un venit de peste $750,000. În 1961, Hoffa este reales președinte. Ambițiile sale pentru extinderea Confederației sunt încununate cu succes în 1964, când realizează Uniunea tuturor transportatorilor rutieri din America de Nord, fiind cea mai amplă realizare a vieții sale. Ulterior, Hoffa încearcă să adune sub același drapel și angajații din spațiul aerian și din alte domenii ale transportatorilor, demers care se soldează cu eșec. În anii 60 urmează o perioadă de decădere, când Hoffa este pus sub acuzare pentru diverse presupuse abuzuri și chiar sub iminența arestării. Actualmente, fiul său, James P. Hoffa, se află la conducerea Confederației și aceasta din 1999, în timp ce fiica sa, Barbara, activează ca avocat asociat al Uniunii. În 1964, Hoffa este condamnat de tribunalul din Chattanooga, Tennessee, pentru luare de mită, la 8 ani de închisoare. În același an, este acuzat de un tribunal din Chicago de gestionare frauduloasă a fondurilor Uniunii Sindicale, primind pentru aceasta 5 ani de privare de libertate. Hoffa își începe executarea sentinței la penitenciarul federal de la Leavittsburg, Pennsylvania. Cu puțin înainte, îl numește pe Frank Fitzsimmons, care îi fusese fidel ca președinte executiv la Teamsters. După 1967, acesta însă se distanțează de influența predecesorului său, spre mare nemulțumire a lui Hoffa. La 23 decembrie 1971, Hoffa a fost eliberat din închisoare în urma unui decret din partea președintelui de atunci, Richard Nixon, cu condiția ca până în 1980 să nu mai participe la vreo adunare sindicală. Totuși, Hoffa nu era mulțumit de această clauză și o considera un abuz din partea procurorului general John N. Mitchell și a consilierului Casei Albe, Charles W. Carlson, astfel că participă la Local 299 în Detroit pentru a demonstra că nu își pierduse influența pe scena politică. La eliberarea din închisoare, lui Hoffa i s-a stabilit o pensie anuală de $1,7 milioane din partea Teamsters, lucru unic în istoria federației. În 1975 își scrie autobiografia. Cartea Hoffa, povestea adevărului, Hoffa, The Real Story, avea să apară la câteva luni după dispariția sa. În 1970 mai publicase o carte, Procesul lui Jimmy Hoffa, The Trial of Jimmy Hoffa. De asemenea, Hoffa a mai acordat un interviu revistei Playboy în decembrie 1975 și care a fost publicat la mai multe luni de la dispariția sa. În după-amiaza zilei de 30 iulie 1975, la orele 14:45 sau imediat după, Hoffa este văzut ultima dată într-o parcare din fața restaurantului Matthew's Red Fox din Detroit. Se pare că se întâlnise cu doi lideri ai lumii mafiote, Anthony Giacolone din Detroit și Anthony Provenzano din Union City, New Jersey. Provenzano era un lider regional al Federației Transportatorilor Teamsters din New Jersey, care rămăsese prieten apropiat cu Hoffa, iar din 1961 devenise vicepreședinte al IBT. Sosită imediat, poliția a constatat doar prezența automobilului lui Hoffa.
Cercetările au continuat, ulterior fiind implicat și FBI, dar fără niciun rezultat privind persoana celui dispărut. Giacolone și Provenzano au susținut că nu s-au întâlnit cu Hoffa în acea zi. Cu puțin înainte de a muri, Frank Sheeran, lider sindical de rang inferior, a recunoscut că l-a ucis pe Hoffa, împușcându-l prin spate cu două focuri de armă, după care l-a incinerat. Întreaga relatare apare în cartea lui Charles Brand, I Heard You Paint Houses, publicată în 2003. Hoffa a fost oficial declarat mort în 1982, la a șaptea aniversare a dispariției sale. Ulterior, cercetările efectuate de poliție și de FBI au dezvăluit faptul că Hoffa, datorită dorinței sale de a reveni la putere, devenise indezirabil pentru cercurile mafiote care doreau controlul fondurilor IBT. Jimmy Hoffa și aspecte ale vieții sale au devenit ulterior și subiecte de film. Nume mari ale industriei au interpretat personajul acestuia.